Aveți 15 mici, da? Timp la dispoziție cât vreți. Cine termină primul este campion. Și acum pot să zic, start! Cu mâinile pline de muștar și cu o poftă nebună de a câștiga, concurenții s-au grăbit să dovedească în timp record toți micii. 8 focșăneni s-au înscris în cursa pentru cel mai tare mâncător de mici, dar numai unul a devenit campion. El a primit din partea organizatorilor mai multe sticle cu vin. Culmea, câștigătorul spune că, deși este un mare gurmand, mititei nu sunt preferații lui. Mâncați în general mici sau? Sincer să fiu, nu. Dar asta a fost, am luat-o ca provocare. Câți mici mâncați într-un an, de exemplu? 15, pe care i-am mâncat acum, deci un an de zile nu mai îmi trebuie mititei. Foarte buni, gustoși, făcuți de meserie, dar n-am putut să mănânc foarte încet. Competiția inedită s-a desfășurat cu ocazia Festivalului Internațional al Vinului și Vinului Bacchus 2014. În cadrul acelui eveniment, focșănenii s-au putut întâlni cu somelieri celebri care i-au învățat cum se degustă un vin și cum poate fi el asociat cu diverse mâncăruri.